Niște floritiere, draga mea, cu aplauze, haideți! Eu cred că e bine să vii și tu acolo. Dacă cum dorești, așa, lângă familie, lângă surioară. Și asta noi tot. Tort frumos, la comandă organizat. 19 ani pentru tine, draga mea, Nicoleta. Iarăși cu aplauze, vă rog eu. Iarăși, așa, dar eu iei înapoi la emoția, nu facem mai mult torturi, așa? Și o șampanie, prima șampanie pentru tăticu. Ați făcut 50 ani. E secret sau o spunem atâta lumea? Cum spune? Am mai pierdut graiul, ia că vezi? Când e vorba, e dânsul, gata, nu mai știi ce spune. Acum 50, 20, am înțeles. 20, bun, 15 ani. Doamne, ce-ți primi în ordine? Așa. Să aibă noroc în viață. Și toată viața și sănătoasă cu veselie. La mulți ani și dumneavoastră, 50 de ani, ați avut jubileu și dacă o veni femeia acasă, o să sărbătorim azi tot odată. Ia nu, așa o pupă dulce am uia să vă văd eu, amar, haideți, ia ca așa, ia ca așa. Nu știu, dar de când ai venit gata, azi vă uiteți, vă pupați. Ia ca așa, aia cam o am vrut eu, iarăși vă unesc. Și încă o șampanie frumos pentru jinerile și ala iubit. Trezi în coase. Și tu ești, am înțeles, departe, de plecat, și că tu și dorul fata asta o zis că vrei să o iei cu dânsa, așa? Cu tine. Eu vă felicit, mă bucur să vă cunosc. Sunteți frumoși amândoi, să fiți fericiți, sănătoși. Așa, el e pe 14... Septembrie. Știu cu 14, dar când? Septembrie, ori octombrie, nu știu. Gata, i-am făcut datoria cu cadourile. Aici, poți și tu acum să-i oferi cadourile și după asta continuăm cu poezie. Hai, să nu avem mâinile, te-te florile la dânsa să fie voi să vă ușurați. Așa. Eu am venit să vă felicit, în primul rând să vă cunosc. Toată familia, v-am mai spus, Maria, colaborăm, lucrăm din ultim. Dar mi-am dat seama că fata asta e crescută și de Maria acum mă refer, dar de Nicoleta am făcut cunoștință din poveste, dar de Maria am înțeles că are niște părinți minunați, fiindcă are o educație frumoasă, este bine educată, crescută și foarte, foarte, foarte frumoasă. Nu trageți, n-ați trageți rușine cu dânsa. Da, Nicoleta e ceva special, așa, apariția Nicoletei în viața dumneavoastră v-a dus la fel o mare bucurie. Și vreau să încep cu o poveste pe care, draga mea, Nicoleta, ți-o dedică dragă. Am scris câteva rânduri, o leacă mai multe. Sper să aveți răbdare să le ascultați. Fetițele noastre dragi, noi toată viața pentru voi am muncit ca să aveți de toate. De rând cu voi am trudit. Astăzi, Nicoleta, dragă, ești omageată. Te felicităm cu familia toată. Ce bucurie am avut când am mai născut o fată. Te-am născut în septembrie, am mers mult pe jos la câmp, iar când ai văzut lumina, că vei fi băiat cu toți am crezut. Cumpărasem haine de băiețăi, eram pregătit să vină pe lume băiatuș când colo cei s-a născut încă o fată minune.
Doamne, câtă bucurie am avut că veți fi două surori. Și ce fetiță am născut, cu mințâ, că mâncai, dormeai și făceai ochișori. Iar după ce ai împlinit 5 lunișoare, e că atunci s-am auzit glăsșorul. Plângeai atât de tare, tocmai trezeai frățuri. Când a trebuit să ies la piață cu vânzarea și tata rămânea cu tine, își punea în cap o brobodă. Să crezi că alături de tine mama vine. Ai mâncat piept până la un an și 6 luni, apoi cu sticluța până la 3 ani și 2 luni, iar când noi pe câmp mergeam, de rușine în sticluță ascundeai. Până într-o bună zi, când mătușa ți-a luat sticla, fiindcă nu puteam noaptea dormi, de 4 ori cereai lăptică. Când vorbeai cu mătușa la telefon, îi spuneai să-ți aduc sticla, să poți bea lapte noaptea de 4 ori, ai tânjit mult după ea, sărmă mică. Iar acum ne bucurăm pentru tine. Ai crescut atât de mare. Cel mai trist moment pentru mine a fost când am plecat la grea depărtare. Netale, nu te ascunde, Perdică, eu vreau să te vezi în video, tot să ascunde aici, am ușit, nu-ți pas, nu să ai pe fereastră. Așa. Știind că dormeai cu mine și deodată ne-am despărțit. Am tânjit mult după tine, la fel și tu după mine ai tânjit. Dar am făcut acest pas de dragul vostru, știind că vei fi și tu studentă. Am vrut nimic să mă vă lipsească, chiar dacă am fost de acasă absentă. Îmi cer iertare, draga mea fetiță, că nu ți-am fost alături în momentele cele mai grele. Ți-am furat din somnul tău în fiecare seară și dimineață, câte 2 ore, ai luat pe umăr poverile mele. Dar ai fost o fetiță liniștită, ascultătoare și astăzi mă mândresc cu tine. Te felicităm cu toți, cu frumoasa sărbătoare și îți dorim noi numai bine. La mulți ani, Nicoleta! Mulțumesc, eu v-am avut răbdare să ascultați povestea asta frumoasă, dar încă nu-i tot. Doamna Larisa Neontinzi, e ca așa mă. Eu am păstrat cele mai frumoase momente, cele mai haioase, cele mai memorabile care v-au rămas pentru toată viața și mă bucur foarte mult că doamna Larisa sunteți acasă. Și bine ați venit! Eu vă ofer cuvânt. Anul trecut m-am străduit să fiu de nunta fetei care o așteptam de 2 ani din cauza coronei, nu s-a putut organiza. Și anul ăsta am hotărât tot ca de ziua ei să fiu acasă. Să ne întâlnim toți grămadă. Am așteptat și băiatul, dar băiatul mai târziu puțin și săptămână, două sărăni și ea. A, băiatul, fratele, de ce? Când sunteți în total copii? Trei. Băiatul și două fete. Ai, am înțeles. Bine. Dar credeți că o să fie doi băieți rafați? Da, dar mi-a spus că ea pe hăinuța ei, aia albastră, ea ei. Așa, așa păstrați. Aia o păstrez. Așa, bine. Lăsați că ea să fie, la trei o să fie bărbătoasă, ne-am înțeles? Băiatul meu. Ea că așa fiernică. Tăticu, două cuvinte. Mi-a ta ai spus, dar mai spun. Și să mai adaugăm. Mă bucur să asculte doi. Ție e pildă mai departe, tot așa cum o da Domnul. Să ne veselim tătă viață. Și să fie bun care nu-s cu noi. Îi poftim tăți fii la noi. Să vină mai repede de casă, așa? Așa, ați înțeles? Și cred că aveți și noră, dam, așa? De la băiat. Sau nu? Care e noi? A, noi. Eu dam vă un soră, vedeți? Da, doamne. Nicoleta, acum îți oferi ție cuvânt. Ce vreți, vă spui părinților, la toți oaspeți adunați. Dar cum acolo să stup sunetul? Da, e ca așa. Așa. Și să încep, vreau în primul rând să mulțumesc părinților mei. M-au dat viață, m-au crescut, m-au educat, m-au învățat să fiu puternic, să trec prin momentele mele mai grele, mai ușoare. Și vreau să-mi mulțumesc prietenilor mei că au fost alături de mine, adică sunt și cred că să fie alături de mine. Prietenii mele care m-au amințat că nu n-a spat să fie alături de mine. Surorii mele, fratele meu care până mă certau, până mă băgau. Vreau să mulțumesc și vreau să mulțumesc de atâți invitații, nașu. Vă mulțumesc tuturor și vreau ca ziua asta să fii neuitat, să ne distrăm și să... Să dai domn. Să dai domn. Mulțumesc. Frumos. Bravo. Aplauze, așa.